așa destul de dur, nu? Da, a fost un prim test. Am avut 6 săptămâni de pregătire. Ne-am pregătit foarte, foarte mult, foarte bine. Primul mers cu Statele Unite, un meș greu. Am avut o primă repriză ezitantă și cred că ne-a costat meciul. Ne-am trezit în a doua repriză, dar ne-am trezit prea târziu. Și mai dureros? Pentru că ai pierdut la ultimul tău meci, ai jucat pe buletru. Da, îmi pare rău că am pierdut. Este primul meci din rândul celor 3 meciuri test. Era un meci important pentru noi să avem un început foarte bun. Am pierdut, ne pare rău, dar trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas, o să mergem în Georgia acum. Unde s-a greșit? Cred că nu am fost foarte agresivi începutul de meci. Am lăsat Statele Unite să vină la noi în teren, eseu după eseu, și asta ne-a costat. Ce a văzut arbitrul la acel eseu primul pe care l-ai marcat? A fost acolo o reluare video? Ce credea că s-a întâmplat? Nu știu, cred că a crezut că a fost un paravan, așa cred. Da. A fost exact faza în 5 metri, nu a fost faza de la jumătatea terenului. Cred că a fost un paravan și a trebuit să, cred că i-a reclamat arbitrul din car și a verificat. Cum i-ai simțit pe american? Tari la placaje, echipă robustă, platformă bună după momentele fixe? Cum s-a văzut în teren meciul? În a doua repriză nu am simțit foarte agresiv. În schimb eram pe bancă și am văzut prima repriză, tot stăteam și îi așteptam. E panică și pentru că e o înfrângere împotriva unei echipe care nu e la Cupa Mondială? Nu este nicio panică. Mă repet, am avut 6 săptămâni de pregătire, n-am avut niciun meci. Campionatul în România s-a terminat foarte, foarte devreme și se vede lipsa meciurilor. Băieții din Franța au avut meciurile ei în campionat, noi din România am avut pauză, 6 săptămâni de pregătire și n-am avut meci. Dar nu e nicio problemă, trebuie să ne uităm să vedem unde am greșit în acest meci și vom merge în Georgia la Tbilisi cu gândul la o victorie. E timp destul pentru o schimbare? Bine? Schimbare în ce sens? Da, trebuie să facem o analiză a meciului, pentru că acum suntem la cald și poate nici eu nu am văzut foarte bine de pe bancă. O să vedem să facem o analiză cu antrenorul și o să ne spună unde am greșit și unde am făcut lucrurile pozitive. Pleci cu o bucată de gazon, amintire de pe stadionul pe care ai jucat atâția ani? Da, am avut emoții foarte mari. Într-adevăr, este ultimul meu meci după orarul echipei naționale în postura de stejar. O să mă mai întorc cu echipa de club, dar într-adevăr, în cadrul echipei naționale, ca și stejar, cred că acesta este ultimul meu meci aici.